suntem în taxi, afară este război, este o briză foarte puternică și am două jachete și mănânc niște bomboane super bune cu unt. Zero zahăr. Și merg să-l iau pe Dodi de acasă și apoi mergem la studio. Lui Dodi nu-i place să fie filmat și de asta am luat camera astăzi la studio, pentru că o să-l super enervez. Vezi, băia, fac live în taxi și nu știu să vorbească, pur și simplu. Dar cu boss, pot să filmez și eu, filmează boss. Boss. Cum vi se pare situația meteo de afară? E bine că e București acolo. Da? Da. Îți spui dacă mă iubești. Poftim? Îți spui dacă mă iubești. Păi îți dai seama că te iubesc. Te iubesc mult de tot. Orice mamă își iubește copilul, deci iubirea e nemărginită. Hai, gata, că nu te mai filmez. Hai, acum zi adevărul. Da, te iubesc mult de tot ce ai. Hai că mi-am oprit filmarea, fii sinceră. Serios, te iubesc? Chiar nu mă crezi? Și de ce când m-am tuns la zero mi-ai spus că nu mai vin la serviciu și că te fac de râs și când m-am tatuat? Am ajuns la Dodi acasă, aștept să coboare și vreau să-l iau prin surprindere. Sunt un câine rău, eu rup lesa, nu mă poți dresa, da. Nu știu. Eu ți-am zis, la mine trăgeam foarte de la toate. Uitați-vă ce-mi popolit. Ia. Bum 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 bum. Salut! Salutare! Am crezut că ești cu mașina. Nu. Da, doamnelor și domnilor, în sfârșit a ajuns Dodi în mașină. Te-ai luat rolul de vlogger? Da, astăzi te voi teroriza. Astăzi ești influencer, da? Da, azi sunt influenceriță. Nu! Săraca femeie. Mă, să întreb dacă îi se... Poate are nevoie de ceva. Brichetă are nevoie, spune. Da. Mamă, hai să ajutăm. Aveți brichetă? Hai să-i dăm un foc. M-a dus să-i dau. Aoleu, dar nici prea rău mi se audă camera, nu mai mă duc. Vă rog să transmiteți câteva cuvinte prietenilor dumneavoastră. Nu știu, mâine o să apăreți pe YouTube. Eu am puțin prieteni, mai bine îi salutăm pe urmăritorii tăi. Domnul Ciprian, a fost o cursă super și de obicei nu ne plac barterele. Dacă se poate să vă facem reclamă, să nu mai plătim cursa, facem. Super. Nu, așa ne place. Mocangeală. Influența, la adevărat. Influența. Să trăiți, ce faceți? Ce că avem un, avem un pachet pentru... Băi, n-ai nimic, n-ai. Cum n-am? Nu eu. Nu pentru eu. Mine. A, așa, da, domne. Da. 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 E, la studio, nu m-ați văzut că l-ați la muncă. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. La muncă. Da, ce faci? Totul bine? Da. Da? Ce să zic? O zi frumoasă vă doresc. Mulțumesc. Să trăiți. Să trăiți. La revedere! Trebuie să bași cu efectele, nu? Ca la formă. Ai luat? Ia un ton ce-mi faci. Mamă! Mă totolește-l! Totolește-l. Vezi că nu putem să dăm cafea din valul ăsta. Păi așa. I-am făcut, mă, lasă-mă! Strânge bine. Unde se strâng? Dar de ce aveți toți impresia că face ceva treaba asta? Hăț! 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 Ia vere! Hăț! John! Irish Coffee, John!
Hâț. Doamne, ți-ai luat tricourile cu hâț al lui Dorian Popa, ți le-ai cumpărat tricourile? O să ne facă el cadou vreo. Neapărat tricourile cu hâț. N-am brichetă, ce crezi? Ba. Că nu se primează aici. Dar tu ce primezi de acolo? Dinții. Mulțumesc. Pune-mi foarte frate. Mă duc un leu. Poate am eu. Bani. Aveți cumva un leu? Ha. Am fost să-mi dai un leu, te rog, împrumut și îți dau doi când o să am? Îți dau doi, da. Nu, păi nu, unul, că ne-a luat, ne-a dat țapă, frate. Și că am parcat la dracu. Da, mai dai, mai dai, mai dai. Am parcat pe pământ, frate. Unde? Iar nu sunt locuri de parcare. Nu sunt, frate, să ridici. Asta e un lift foarte mare. Da, avem loc perfect. Avem tot, chiar avem, tot locul de pe planetă. Mai îmi dai asta pe față, nu vezi? Și duci și fumezi. Aha. Da. Acuzat. Că s-a urcat cineva pe masă. E cineva? Zidot. Deci, m-ai prins în vraja ta, îmi place, îmi place, îmi place. Îmi place și nu știu de ce. Prea basic. Trebuie să compunem niște versuri și e foarte greu pentru că nu avem inspirație din cauza că eu cel puțin nu am mâncat și mi-e foarte foame și aș vrea să mănânc. Dacă aș avea burta plină, cu siguranță mi-ar fi mai bine. În continuare, domnilor și domnilor, publicitate. Bă, eu nu cred că e idee bună să mă filmez pe mine aici, că tu nu pui ce vrei tu cu mine în vlogul tău, sincer. Nu e vlogul tău, e vlogul meu. Nu contează, dar nu ai dreptul să pui ce vrei tu cu mine. Bine, o să montăm împreună. Dacă mi-ar fi cerut să ucid pentru ea, ucideam. Eram prins în mrejele acestei iubiri care îi cântam imnuri. Îmi venea să merg la fiecare om pe stradă, să-l iau în brațe, să-l sărut și să-i spun cât de fericit sunt. În sfârșit, doar un sâmbure. Pula mea, cred că am pierdut rândul. O dragoste în durere. Zâmbetul în suspin, viața în moarte. Da, Messi. Pentru... Uite ce frumoasă ești. Dar chiar ești foarte frumoasă. Am filmat toată ziua cu părul în 15 părți. Câteva cuvinte despre, despre vlogul nostru, Doriana. Nu, să mă luăm acum. Vreau să știu de ce mă filmează. Am mâncat și nu mai pot. Nu prea merge. Nu mai pot. Spune, cât ai mâncat? Mult. Cât de mult? De tot. Dar ce lumină ai tu pe față?